Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. Este vorba despre Another Life, pentru că eu am mai făcut pe live-uri această chestie, probabil ați văzut, dar am zis e mai bine să o filmăm dimineața, iar aceste episoade vor apărea în fiecare dimineață la ora 9. M-am gândit că nu e foarte bine să fac live-uri dimineața și am zis să recompensez cu această serie. Bă, sper să vă placă, va fi mai mult de genul o serie liniștitoare, așa, cu multe chestii, pentru că am numit Another Life pentru că m-am gândit, băi, sunt foarte multe chestii aici, e mai complicat, e mai mult de survival, aici trebuie mai mult să stai și să supraviețuiești cu mâncarea, asta e chestia, știi, se duce mâncarea foarte repede. V-aș ruga să dați un like dacă vă place și sper, nu știu, să urmăriți această serie fiecare, na, mă rog. Ok, o să numim Another Life, da, Another Life cu Znic, Another Life, și o să dau Biomes of Plenty. Bonus chest, cred că o să las, hai să las off, ca să fiu cinstit. Da, bă, fraților, acest mod pack încarcă foarte mult, al naibii de mult, să-mi cer scuze de exprimare, dar faza e că Biomes of Plenty-ul ăsta e diferit de față Biomes of Plenty-ul, pentru că sunt mai multe seed-uri și mai multe porcării. Oh, it's like, mereu, eu trebuie să nimeresc într-un loc de ăsta drăguț. Ok, aici avem controle diferite, putem să vedem ce și de RAM. O, avem Sildus, Vibrant, Shader, Motion Blur, clasicul. Dacă o să vreți să vă instalați modpack-ul, o să las un link în descriere. Este foarte ușor. Filmează, da. După cum vedeți, joc pe full screen la cererea foarte multora dintre voi și filmez în 60 de FPS-uri. Nici nu cred că ai șanse să filmez mai multe. Mă rog, am toate detaliile pe maxim. Am blocate la 90, maxim, maxim. Da. Bun, hai să încercăm să... Mamă, ăsta-i... Oh my god, ce ai băut azi dimineața? Ok, bine. Da, măi, fraților, măi, deci, după cum vedem, avem pagini întregi. Pagini întregi cu lucruri. După cum am spus, suntem pe modul hungry și o să ni se ducă foarte repede mâncarea. Deci nu trebuie să pierdem timpul, suntem pe normal, perfect. Haideți totuși să începem să jucăm. O să am multe de învățat, cred că pot să fac ceva din asta, light gray, light blue. Ok, bine, hai să o arunc. Hai să începem să tem un copac. A, nu, uite, poți să tai de asta. Băi, o să fie interesant modul ăsta, pentru că, nu știu, cei care aș vrea să-mi spună în comentarii, gen, bă, eu vreau să mă uit dimineața când mă trezesc, vreau să mă uit la episodul ăsta, sau mă rog, la episodul din această serie, pentru că, nu știu, mie mi-ar plăcea, sincer, de fapt, nu o să mă intereseze așa de mult feedback-ul, pentru că unii nu apreciază modurile, dar bine că s-a neapărat un mod, unii nu apreciază survival-ul în general. Bun, deci am acolo jos aia de la Wild Mod. Cum pot să fac să pun sus? Bun, avem foarte multe controle aici, Mod Options, na, nu aici. O să dăm pe controle și o să vedeți, avem o grămadă de chestii de făcut aici, Tab, Numpad, ok. Ok, Show Hide, aș vrea foarte mult să-mi spună. Aveam undeva la un moment dat, la controle, nu mi-apare Open Backpack, Open Settings, F8. Ok, Enable Mode True, bla 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 bla, Coral, Falling, bla bla bla. Bă, aici nu mi-arată. Dacă știi careva dintre voi cum să pună Wild Mode-ul ăsta de aici sus, ar fi super, ca să-l vedeți și voi mai bine. Controle, din nou, Dynamic Life, Drop Item, Sprint, bla bla bla, Inventory Sorting, bla bla bla, ZF5. Bă, văd că nu ne arată aici, a? Cu Open Command, Chat, nu. Mă. A, ok, aici pot să pun checkpoint dacă e. Bine, hai să continuăm. Hai să continuăm. Să tem niște copaci, o să avem nevoie de mâncare. În curând, pentru că aici, v-am zis, mâncarea se duce foarte repede. Mod pe cost ăsta este mai mult pentru a supraviețui, gen... Cu mâncare, nu neapărat vegetală, dar cel mai mult din plante vegetale. O să vedeți că avem foarte multe craftinguri cu tot felul de lucruri. Avem și blocuri foarte tare, avem o mulțime de lucruri. Și aceste, nu știu, m-a încântat foarte mult. Când mă gândeam, bă, vreau să încep o serie cu un mod pe cu, bă, nu, take it, e fumat, ăla e fumat, nu știu cum. Da. Și hai să dăm pe pagina principală. O să vedeți ce o să facem. Da, am căzut în dește. Sunt foarte multe plante. Burberry. Pot să fac ceva din asta? Culoare roșie. Bun, hai să o dăm afară. Ok, tu poți să pleci. Bun, hai să eu țin să plec cât mai departe de aici. Țin să plec în căutarea unui biome. Nu știu, unui biome mai bun totuși. După cum vedeți, sunt o mulțime de biome-uri și deja ne arată că suntem
Ok, hai să omor aceste găini, că poate pot să fac ceva. No, man, please, come on, ăsta e nisipul mișcător, nu vreți să vă confruntați cu așa ceva. Trebuie să fiți foarte atenți la nisipul ăsta mișcător. Ok, mi-a dat un pui, am 3 pui. Și găina cred că s-a dus, s-a tot dus. Ok, bun, ăsta ce este? Stall Garden, Pumps, bun. Ok, ce asta? Tomato Chili Pepper. Oh, shit, iar am căzut într-o de-aia. Bun, trecem de asta. Bă, aici, gen, câteva plante. Dau și alte plante, cum ar veni. Lidera. Ok, ăsta e cactus și ăsta e switchgrass. Nu pot să fac nimic momentan. Hai să mor și oaia, totuși. Nu mi-arată câtă viață are, că așa ți arată. Și după cum vedem în dreapta sus, în colț, mi-arată că suntem peckish, adică înfometați. Momentan, cred că hungry mai mult înfometați. Peckish ar fi de genul... Nu știu, nu știu cum aș putea să traduc, uite ce aia. Or fi ceva corali, ok. Avem două. Dă-te mai de acolo jos, hai vino cu am. Da mă, și după cum am spus, o să încerc să postez aceste episoade la 9 dimineața. În speranța că, o oh, fac, că cineva se, ne arăta acolo modul de la Oila. În speranța că voi veți avea un feedback relativ bun, adică v-am spus, nu țin un feedback foarte mare. Ok, suntem starving, suntem deja pe dusele. Bun, hai să vedem. Ok, holy shit, doamne! Deci, după cum puteți vedea, am avut cel mai mare bulan momentan. Bulan înseamnă noroc pentru cei care nu știu. Am avut bulanul de a găsi un sat. Voi vă dați seama cât... Adică să... Pur și simplu... Bun, hai să văd. Nu știu dacă ați auzit până acum, îmi pare rău. Ok, guys, să-mi lăsați și mie ceva, vă rog, vă plantez înapoi, promit. 4? Shit, man. Ok, am avut un lag acolo. 6, dar nu-mi dă semințe înapoi, nu? Ok, aici nu e cu semințe, după cum se poate observa. Ok, ce e asta? White mushroom, ok. Soi, semințe de soia. Potato. Rice seed și asta ce e? Lettuce. Asta e varză, dacă nu mă înșel. Bă, abia e plantată? Holy shit. Sau, what? Lettuce seed, ia să văd. Ok, deci asta înseamnă că e făcută. V-am zis, e un pic cam complicat pentru mine, bun. Dar nu mă lasă, am uitat să spun că nu mă lasă gen să pun mai multe semințe de diferite locuri, mă rog. Vă dați voi seama. Bă, asta nu e vreo textură, așa e cobblestone-ul ăsta, basalt cobblestone. Hai vedem ce avem în chestul ăsta, sper să prind ceva relativ... Bă, voi vă dați seama, am prins deja 3 diamante, turn, să ăștia nu știu ce -s. Deja am prins 3 diamante, deci suntem bună în ăștare, bună bro. Sper că nu te sper pe mine. Bine, hai să stau... Loneliness, mining, fatig... puteți să-mi spuneți și mie de ce am primit astea? Nu cred că are nimeni vreo idee de ce am eu... pentru că sunt foarte... Ok, I'm very hungry, cred. Bun, bă, momentan duce bine, PC-ul duce tot, hai să facem acum niște... Să o ardem un pic, aș putea să fac un pic de diamond, dar nu, nu mulțumesc. Ok, dăm și tu de aici ceva. Holy shit. Come on, man. Bă, ce mănâncă piciorul să n-am parte. Bine, hai să vedem. Raw mutton. Hai să mâncăm mutton de ăsta. În speranța că ne va... Ok, am scăpat... N-am scăpat de mining fatigue. Hai să mă mișcăm mai repede un pic asta. Doamne, am nevoie de diferite rețete pentru că v-am zis se duce foarte repede mâncarea aici. Bă, am un țânțar. Tu-i gâtul mamei lui de țânțar. Bun, hai să facem... Uite așa. Ok, nu țin să-mi fac neapărat un pic exact cum am. Bun, hai să vedem. Avem aici, hai să dau gr. Ok, hai să-mi fac câteva bucăți de... Am făcut deja pâine? Asta fac, sau aveam. Ok, hai să mănânc 6 bucăți de pâine. Ok, bun. Sper că te simți mai bine, băi băiatule. Ok, nu a dispărut și... Bă, vorbești serios atât de greu să spargi aici? Wall feed, ok. Bine. Bă,
V-am zis, trebuie să descoperim cât mai multe semințe. Nu o să stau pe aici, ci doar o să fur și o să plec, pentru că n-am de gând să stau prin locația asta. Voi știți că eu am obiceiul de a, nu știu, a mă învârti foarte mult până când găsesc un loc care să-mi placă cu adevărat. Ok, și am de gând să fac și unde asta. Time to strike, yes, man. Bun, hai totuși să-i rupem pe ăștia la cartofiori. Uite, avem cartofiori momentan. O să avem și semințe de weed de astea. Aici o să avem o grămadă. Ce e asta? Beans. Ok, avem și asta. Le sorrel seed. Ok, avem o grămadă deja. Din asta se pot face o grămadă de rețete. Asta nu știu ce e, ci că e mushroom de asta, nu? Ok, white mushroom. Ok, ăștia sunt sporii, de fapt, care trebuie neapărat să fie plantați. Bun, hai să mai iau de aici cât pot, pentru că nu ține neapărat să stric un sat, pentru că știi doar că nu-mi place. Am de gând să iau și două de astea. Deja, dacă le ciordim tot, pentru că de ce nu? Păi cum dropez itemul? Itemul. Bă, pe Q. Păi, interesant, eu până acum aveam sprintul pe Q, dar văd că nu. Bun, hai să vedem ce putem. Aici știu că sunt o grămadă de construcții prin deșert. Deja nu mai am loc. Ok, let's. Sweet potato. Bă, interesant cum sunăm. Oh, asta chiar nu trebuie. Nu trebuie să te joci aici. Când avem quicksand, nu-mi trebuie. Bun, hai că am luat destule. Cred. Holy shit. Ok, mă, avem multe controle, dar hai totuși să pun aici. Măi, mini cactusului, măi. Ok, aici e ciudat. E ciudat tare, angels. Ah, choose the grave what you want to spawn when you die. Ah, mă, asta e alt mod. Ia, hai să mai luăm cartofi, că ce să avem nevoie mare. Și de un pat vom avea nevoie, bazal cobblestone, o să arunc. Măi, de acum, oata câți, am doar câte 16, ce crafting-urile diferite, ok, I know. Ok, cred că e destul, momentan hai să-mi fac un pat. Ok, și să mă culc, pentru că nu am chef să mă trezesc, cum o știți, sper numai să nu scadă din mâncare mult după ce mă trezesc. Pentru că știți bine că așa e în unele moduri, uite ăsta e nisipul mișcător, quicksand. Bun, R, nu mi-arată, nu mi-arată, ok. Știu doar că pot să mor foarte repede. O să mă culc acum. Hai să văd câte minute avem de filmat. Vreo 12 minute. Primul episod o să fie mai lung, așa e primul episod. Ok, hai să iau crafting-ul cu mine. Mamă, avem o grămadă de aminunății pe aici și țin să... Mamă, credeam că o să calc când de-alam. Ok, avem cât vedem noi aici. Bun, hai să văd mai întâi. Ăsta ce-i? Andelia sau ceva de genul. Ok, după cum puteți vedea este foarte frumos. Sper să vă placă calitatea, este Full HD 1080 pe 60 de FPS-uri. Dar din nefericire de fapt, nu prea putem să fugim pe aici. Din cauza că mâncarea noastră va duce foarte repede, adică puteți vedea că abia am mâncat și abia s-a dus, tocmai s-a dus de fapt. Ok, ăla e un chunk negenerat, bun. Nu știu de ce am luat-o exact prin deșert, țin minte că m-am uitat un pic pe net și m-am informat foarte puțin și am văzut că poți găsi o grămadă de asaturi și minunății pe aici prin deșert, mamă ce repede se duce mâncarea. Cred că am terminat-o cu sprintatul. Sau nu? Ok, am găsit un alt biome, numai bine. Sunt controle foarte diferite. Aoleu, și nici nu m-am obișnuit cu astea, bun. Ok, sunt, băi, momentan nu duc bine, sunt în stadiu de starving. Mama, am găsit un alt fel de baie aici. Țin să găsesc un baie frumos. Țin să fac asta, nu știu chiar dacă o să fac. Bă, și mă gândeam... Ok, bă, mă gândeam eu că vouă să vă placă chestia asta și vreau să, nu știu, vreau să vă zic că noi creștem destul de repede. Mă mănâncă nasul, s-ar putea să o cam încurc cu ceva. Deci dacă se întâmplă ceva, nu-i vina mea. Oral, ce s-a sent, dar nu mi-arată. Probabil că e în apă și nu detectă. No! Oh, man, come on! Uite o rață. Vedeți, rățușca e foarte drăguță. Rață! Wow, rățuște după mamele lor. Fugiți, băi, cât puteți. Bun, în general, prin bai... Oh, perfect.
Perfect, o să ne oprim un pic aici. Nu! Oh, man, come on, vorbesc serios. Hai să spar cam tot ce-i prin jurul meu, că s-ar putea să o încurc destul de repede. Bun, și hai să mă duc să sparg eu ceva. Come on, man, I have mining fatigue. Ok, bun. Hai să prăjesc eu niște cartofiori. Bun, hai să văd ce pot să fac din chili paper. Nu, nu vreau asta. Lettuce seed. Dar nu vreau, mă. Deci am doar seed în momentan, nu? Tomato. Hai să văd ce pot face dintr-un tomato. O tomată. E clar. Deci dintr-o roșie pot face o roșie. Hai să vedem, avem aici niște crafting-uri. Nu mi-arată? Nu mi-arată, bun. Hai să le aranjez un pic. Beans. Mamă, ce mor ăștia. Ok, hai să luăm și noi niște cartofi de ăștia. Ok, bun, parcă ți-ai mai revenit un pic, nu-i așa? Hai să mai băgăm unul în tine repede. S-a terminat cu Mining Fatigue-ul? S-a terminat. Bun, hai mă, trebuie neapărat să găsim niște coal să pot să-mi prăjesc și eu astea. Ok, ați observat că deja ăsta e de fapt Rhyolite sau Rhyolite. Underground Biomes Construct, ok. Aici v-am zis, e tot un pic mai diferit. E un mătec mai făinuț, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult, cel puțin mie. Nu știu dacă o să vă placă și vouă, dar na, puteți descoperi oricând ceva nou. Pentru că m-am gândit, gen, bă, frate, vreau să fac ceva. Vreau să descoper un mod nou sau un mod pack sau... Și potole am zicea inițial să... Putea fiind un prieten. Ok. Iron ore, perfect. Am găsit și eu niște iron. Și dacă aș găsi mai multe semințe, aș putea să... De fapt, I need a backpack. Ok, hai să scriem aici backpack. Uite, după cum vedeți, dacă mi-apare doar crafting-ul, nu pot să-mi dau. Ok, să scriu back. Come on, man, back. Ok, cel mai simplu backpack. Face din leather și burlap. Ok, jute free. Ok, bun. Țin să menționez că nu pot să fac un backpack momentan. Pentru că n-am acel jewel sau cum o fi, nu știu unde se găsește. De fapt, poate zice acolo. Ia să văd backpack. Bun. Nu mă. Backpack. Pack. Breaking fully rated bonded jute. In order... Must be further rated. Mă rog, habar n-am. Nu mă întrebați. Nu mă întrebați. Probabil nu mai vedeți nimic deja. Bun, hai să o tai un pic la suprafață. Ok, bun. A, s-a mai făcut cartofi. Bun, hai să ordonez și eu. Ok, avem aici niște de astea. În primul rând, ce pot face eu ca să-mi eliberez din inventar? O să arunc switch grass-ul, da? După switch grass, țin să arunc, bă, seeds am nevoie. 4 carte, vai zice că n-am nevoie, da? Dirt, la fel. Spice bush, nu mulțumesc. Ce, ăsta ce face? Dacă pun, îmi dă afară, te dă afară, beans am deja, sorrel seeds, hai să văd, mega bag, ah, ok, nu mi-arată, white mushroom spore, ok, mushroom. Cu ciupercile poți să faci destul de multe, deci nu o să arunc, mai avem noi destul aici, hai totuși să-mi iau unul de ăsta și să plec, ceva, o să le las acolo. Pentru că mi-ocupă prea mult. Q-Q-Q-Q-Q. O să mă duc după niște vaci, că tot avem nevoie. Bă, e un pic cam greu, v-am spus, o să ne facem casă un pic mai greu aici. În schimb, este un mod foarte tare în care pur și simplu pui niște blocuri, iar peste acele blocuri poți să le transformi în ce vrei tu. Bine, știu că n-ar trebui să... Lidera, plan, megapack. Ok, stai, quicksand. Bă, era să o încurc. Ok, am intrat tot în deșert. Ok, iar s-a dus, uite, văd niște vaci acolo. Nu, mi-am aruncat sabia. Dăm sabia, ok. A, dar nu sunt un 8, suntem pe 1.7, am uitat. Așa că o să mor și eu niște văcuțe. Momentan o să o ardem pe... Ok, asta e tare că pot să o arzi un pic printre... Ok, printre frunzele astea. Avem și pix acolo. Iar mi-am aruncat sabia. Bă, mi-am... E greu. Melon, are you kidding, man? Doamne, îți mulțumesc că am găsit și eu niște melon, adică niște de ăștia zis să-i zic. Nu dovleci, măi, pepene, pepene. Bă, am mâncat pepene. Eu, pepenii sunt foarte buni. Iar am aruncat. Ok. Give me the sword. And then.
We must to eat. Da, nu mai pot să fac nimic. I'm starving. Măcar avem niște pepene. Bun, hai să arunc eu feather-ul. Cum îl arunc eu? Să pun crafting-ul. Și v-am zis, ne mutăm dintr-o locație în alta. Până când facem și noi rost. Bun, hai să fac așa. Bun. Then I put here and then... I don't know. Bun, să văd ce pot face cu acest rău, ci că nu pot nimica momentan. Nu pot nimica. Bun. Momentan nu există crafting-uri pentru asta. De asta văd eu dacă există pentru melon. Mama, am mining fatigue și nașpa. E, mi se pare normal, după cum vedeți, sunt mortul că nu pot să fac nimic. Doar melon seeds. Bă, unele crafting-uri e disperare rău. Uite, melon. Nu pot. Ba da. Ei. Watermelon jelly. Nu mulțumesc. Melon yogurt. Ah, ok, se face destul de greu. Hai totuși ia melonic, o să mai folosească. O să vă omor și pe voi imediat, porcușorilor. Dacă, de fapt, dacă i-aș omori și un om rău, dar nu vreau să-i omor. Mi-e mor, dar că mi este foarte foame, asta tot. Ok, mamă, ce mănânc omul ăsta în el, mamă. După cum puteți vedea, mănâncă repede tare pentru că este foame sau ceva de genul. Bun, avem o grămadă de lemn pe aici, da. E greu, e greu să mănânci și să... V-am zis, suntem pe modul hungry. Voi puteți să alegeți când îl instalați. Puteți să alegeți dintre modul simplu și modul hungry. Eu am ales modul hungry, adică modul greu, cu, în care ești înfometat și se înfometează mai repede. Bă, dar sper că se mișcă bine. Eu am 90 de frame-uri, e totul ok. Bun, dacă mai știți ceva despre acest mod, v-aș ruga să mă informați și pe mine. Ok. Cred că... Nu știu, cred că aici cam a fost... Porcușor, hai să fac un print screen. Unde vreau să am un print screen așa de final, de episod. Dar nu mai vrea să te uiți tu la mine, domnule porcu. Perfect. Tu ești perfect. Ai stofă de star. Era nu știu la ce reclamă. Ok. Pac. Mai fac unul. Porc. Porc. Hai, man, uite-te la mine. Come on, man. Mamă, dar nici că ar vrea să se uite. Eu să sap una de asta în pământ. No, man, where are you going? Come on, stay here. Pac. Bun. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și ne revedem cu bine data viitoare, așa că vă pupă și pe data viitoare.